Salutare! Am mai luat niște casete. Ia să vedem, să le luăm câte una. Ce avem aici? Bun, gustor. Mai am vreo câteva bunuții benzole. Arată bine. O luat cu mine și derulatorul standard. Mozart. Mozart. Bine, se fie. Și cardul curat. Ce mai avem aici? TDK. TDK. Bandă arată bine. Cafea nu le-am luat pentru muzica de piele. Le-am luat pentru colecție și eventual să le înregistrez. Altă TDK. Asta e scrisă. Ca așa e la altă dinainte. Mega Hits. Arată curățel. Următoare. Lucky. Mai am câteva din astea ieftine, erau după revoluție. Bunoții, dar e posibil să mai lase și mizerii. Să vedem și banda, cum arată. Cam are niște striații, săracă. Și unduleuri. Sony. Super F. Ca să sune. Designul e super. Banda arată super bine. Ok. Jucardul curat. Rax. La astea nici nu mă mai obosesc. Nu știu cum nu le păstrez. Bandii și o bandă arată bine. Am multe care lasă mizerii. Mecanica bunuță. Asta e ori o clonă de TDK,
de 90 ori 10 da? De sate de cade. Ok. TDK. Clonul de TDK. Elect. Nimic deosebit. Philips. Ufi. Ufă 1. 10. Pentru că nu are jucarte. Mai bocete, dar deci foarte bine nu arată. Avem noi aici altă TDK. Îmi plac TDK-ul ăsta, Cadding 2. Asta e o bandă cromcică. O, dar arată bine. Am câteva chiar și sigilate. Vreo 20. Ok. E bunuț. Are și carte. Din păcate. Ce mai avem aici? Polimer. Cred că o porcărie de casetă. Da. La colecție cred că merge. O, ce burete imensă. Bă, dar arată bine. Are și carte. General. Normal position, extra high performance, general 60. O clonă de ceva. General. Rax. E de SX. Am câteva din astea. Rax. Dar nu. Inscripționate cu roșu, am cu alb. Și cardul scris. E de S. Rax. Ok. Următorul pachet. Sony CHF. Fără jucat. Casetele. BASF crom dioxid. Bandă crom. Carcasa originală e slim, super slim chiar. Fuji. Superbă casetă, arată crom.
Nu știu că se întâmplă, că nu am jucat bine. Biblioteca. Asta nu intră nici măcar în categoria type 1, că type 0, adică... adică... porcării. Și că arată mai bine decât la multe casete de firmă. Da. Maxim. Mai am de astea și astea ai pe zero. Deci carcasa nu se desface. Așa arată. Nu știu cine știe ce. BSF. Și astea au fost bune la vremea lor. Da, am văd două, trei care lasă depuneri deja, cred că sunt pistole vechi. Maxim, încă una. Banda arată bine. Maro deschis. Dar carcasele astea sunt din toată jena, nici nu se... și nu se deschid. Asta arată bine. Carcasa, cred că e de la Ufuji, zic eu. Maxel UD2. O, super faină caseta asta. Caseta Chrome. Păcat că n-am jucat, tare păcat. O bandă Chrome. Cealaltă? Super, mega faină. Super! Wow, banda arată... fain, zici că nici nu a fost rulată. Nu am design deosebit.
Ok. Maxim 1.60. Altă casetă frumoasă. Iară, păcat, păcat, nu am jucarte. Superbă casetă. Super faină. Cam asta a fost. Fără jucarduri. Am căutat pe net și am listat la imprimantă. Nu iese ca în fabrică, dar nici rău nu arată. O să le prezint doar pe cele care nu aveau jucardă. Le-am și curățat puțin carcasele și le-am înlocuit cu altele mai bune. Philips Ufi. Nu avea jucardă. Deci toată la imprimantă. Nu arată rău chiar. Elica Cutting. Sonic HF. Ce să zic, nu arată chiar ca cele de fabrică, dar nici rău nu arată. Imprimanta mea, una mai veche, un HP cu gel de cerneală. Dacă ar fi fost una laser, ar fi ieșit ce mai bine. Și revin la polimer, care am zis că e porcărie, dar nu e chiar porcărie. E făcută în Ungaria cu materiale și piese BASF. Altă BASF, crom dioxid. Și cardul listat la imprimantă. Nu-i rău. Fuji. Carcasă slim. Superbă casetă. Și cardul este la imprimantă. Maxer XL2, mă rog, asta nu e chiar de la caseta asta, dar seamănă foarte multe. Nu e listat la imprimantă. Da, e mai bine decât fără. Maxel OD2. O casetă frumoasă. Jacardul l-am listat la imprimantă. Maxel XL2, chiar și o casetă superbă,
și card cristale imprimante. Philips C60. Asta avem un jucard original, fără casetă, așa că s-o potrivit de minune. I-am confecționat și alte burete și l-am lipit. Asta avea buretele dezintegrat, porupt. JVC, jucard listat la imprimantă, Maxel UR, iarăși și card făcut la imprimantă. Și asta e o casetă prezentată într-unul din videoclipurile mele anterioare, TDK A90, și o casetă superbă. Care de asemenea am făcut și